Bună ziua și bine ați venit la tutorialul cu numărul 3 din seria mea de tutoriale de Minecraft. Astăzi vom învăța cum să mergeți în peșterile moștrilor, să minați, ca să luăm multe bogății. Ok, am rămas în casă și acum trebuie să mergem la minat. Pentru început, vom seta pe modul pașnic, peaceful, ca să nu fim în caz de monștri când mergem în peșteri. Ok. Pentru început, eu nu am nevoie de toate astea aici, da, în inventar. Și deci voi face un cufăr în care să le țin. Uitați cum se face un cufăr. Se face exact ca și furnisul, doar că se face cu lemn. Adică, clic, dreapta, clic, dreapta, clic, dreapta, clic, dreapta, clic, dreapta, clic, dreapta. Și mi-a ieșit un cufăr. Îl iau și îl pun undeva. Aici. Dau clic dreapta pe el și aici pot să-mi țin lucruri. Nu o să am nevoie, nu am nevoie. Nu am nevoie, nu am nevoie. Nu am nevoie, de fapt asta. Cred că o să am nevoie. Asta nu am nevoie, nu am nevoie. Bă, da, am. Nu. 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 Cred că voi păstra carnea. Ok. Și acum să fac târnăcop, cât târnăcop, târnăcoape de piatră. Mă fac unul ca să am de rezervă. Și voi lua cu mine crafting table-ul. Ok. Să mergem. Am ieșit din cabană. Mamă. Chiar a ieșit frumos. Da. Acum, ne vom duce aici, da? Voi lua lopata și voi săpa așa. Așa am trăit astea. Ok. Și acum voi săpa o dată așa, 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 o dată așa. Observați că am făcut un fel de scară. Mereu distrugeți blocul din fața noastră, apoi din josul lui și încă o dată, hop, am dat de piatră. Am dat de piatră. Ok. Deja am dat de cărbune. Deci am dat de ceva până acum. Să luăm cărbunele astea. Se găsește cărbunele mai tot mereu, dar e bine să-l luăm. Pentru că e folositor să ardem tot felul. Și v-am spus, decât să... Mai bine să folosim cărbunele astea natural decât să facem noi unul. Deoarece cred că este o risipă de timp și de lemn. Ah, mi s-a consumat târnăcopul. Îl iau pe celălalt.
Și voi zăpa așa până voi da de o peșteră a monstrului. Da, știu că pare cam mult. Pământ. Ah, fier! Acesta este minereul de fier. Știu, e cam mult un trick pe aici. Voi face niște torțe. Da, cu siguranță. Așa, am fost o torță, perfect. Aici am găsit minereul de fier. Îl vom lua. Să vă spun un sfat. Când minați, niciodată să nu minați blocul de dedesubtul dumneavoastră. Pentru că nu puteți ști ce se ascunde sub dumneavoastră. Poate fi lavă sau pești, sau pot fi peștile moștilor care sunt mai adânci așa puțin și să cădeți prea tare și veți muri. Ok. Ok. Perfect. Coborâm. Vom mai pune torțe. Acum încerc să cobor cât mai jos. Dar sper să dăm de peștera a monștrilor. Ia să fac o curbă. Ce-am găsit eu aici? Minereu de fier. Da. Să luăm. Cărbune. Perfect. Minereu lângă minereu. Vedeți că acest cărbune nu e așa de rar. Se găsește mai oriunde. Îl voi lua pe tot. Iar ce din el putem să ardem sau să facem torte. Ok. Observ că turnacopul meu e pe roșu deja. Din păcate. Dar o să văd ce pot face cu el. Mai întâi las să se consume și apoi voi mai face două turnocoape. Aur! Extraordinar, oameni buni, am găsit aur. Asta este aur. Wow. Aurul nu se poate lua cu turnocopul de piatră, doar cu turnocopul de fier. Fiu ce bine că avem 15 bucăți de fier la noi. Și mi-am luat și furnizor. Așa, aici voi da click dreapta pe furnace și voi pune cărbunele jos și apoi ironul sus. Așa, aștept să se transforme în lingouri de aur, de fier, care pot face un turnacop de fier. Fără acest târnocop de fier, nu pot să sap după aur. Chiar e necesar unul când mergeți în peșteri. Haide, încă unul. Yippie! Perfect. Și voi face un târnocop din fier de data asta. Arată mai alb și mai frumos. Și voi să fac cu el după aur. Wow, ce tare, am găsit aur. Așa.
Așa. Hai. Mamă, cât mai faci? Hai că vreau să plec. Ok, să îl voi distruge. Ca să-l iau după mine. Foarte tare, am găsit aur. E puțin, dar merge. Ok, să mai căutăm. Mamă, dacă nu făceam curba aceea, cred că nu mai găseam aur. Ah, ce? Mi s-a consumat turnovapul. Vom mai face unul. După cum vedeți, am luat și multă piatră. Și este foarte bine să... Deci este foarte bine să mergeți în pește. Știți? Deci, să vă umpleți rezervele de piatră. Încă niște carbone. Observați aici. Mamă, dar vreau peștera monștrilor. Observați, evit să distrug cubul de sub mine, dar n-am avut de ales. Wow. Cam mult carbune aici. Mamă, se mai duce încă. Da. Hai să termină, dar oricum am găsit foarte mult. Wow, nu se termină. Wow. Frate, nu mă așteptam să găsesc atât de mult cărbune într-un singur loc. Cred că am mai găsit o dată, dar nu chiar așa de mult. Am găsit și foarte mult, dar nici chiar atât. Wow, deja am putut un stack de 64. Perfect. Atunci când voi ieși din peșteri, cred că voi aveți mult cărbune. Mult coal. Îmi place, mi se zic. Așa, perfect. Asta unde trebuie? Așa. Și apoi trebuie să vii așa. Acum văd cum ar veni scara. Că atunci când vreau să ies, dar poate și pe același drum. Să sperăm. Că nu o să mă pierd. Ok. Mai avem mai multe bogății. Bogățiile. Cel mai mare, cea mai bună și cel mai folositor minereu este diamantul. Oh, doamne. Uitați, aceasta este o rocă tare. Nu puteți să o distrugeți. Asta înseamnă că a venit sfârșit. Aici e sfârșitul lumii. Adică se termină. Am săpat prea jos. Aici cred că am putea găsi niște diamante. La capătul lumii. Și sau am putea găsi niște lavă. Nu aș prea avea. Acesta este gravel. Asta e, nu zicea. Wow, ce e? Ciudat. Da, mult gravel. Din păcate, atât a putut să-l luăm în groapa asta. Și, pe unde ieșeam? What? Perfect. Iau crafting table-ul. Iau torțele. Dar ia să mai încerc o chestie. Să încerc să mă duc și pe aici.
Așa. Perfect, am de peștera monștrilor. Uite, asta este... aceasta este peștera monștrilor. Wow! Yes, am găsit peștera monștrilor! Acum, problema este cum ne ducem noi acolo. Wow, ca și un liliac. Ce mai avem noi pe aici? Wow, lapis lazuli! Vedeți chestia aia, albastră lapis lazuli. Puteți folosi ca și colorant. Nu e chiar așa prețioasă. Dar, de ce să nu o luăm? Ok. Voi coborâ. Oh, firar. Așa. Firar. Cărbune. Da, cred că o să plec acasă mai mult cu cărbune decât cu alte bogății. Și cred că am destul cărbune. Zic să nu mai iau. Știu, am încălcat ce am spus eu. Dar, așa, perfect. Că trebuie să-l luați, dar acum chiar mi s-a tăiat pofta. După ce am văzut peștera asta. Perfect! Încă mai multe minereuri de cărbune. De fier. Pardon. Yeah! Venit la tata. Fear. Ce nu pot... O să las torci în urmă ca să știu pe unde am venit. Aur! Extraordinar! Piatra roșie! Frate, aici e paradis! Cărbune, fier, extraordinar, lavă, frate, lavă, I hate it. Ala ce e? Așa, extraordinar, am găsit aur. Așa puțin, doar de două ori. Acum e bun și ăsta. Da, aici nu mai e nimic. O să mă întorc. Am văzut ceva aici frumos. Ah. Acum, să mai fac un tornacop. Să mai fac niște bețe. Și mai fac nouă tornacoape de piatră. I can take you to the waterline. Ok. Ascultați. Și. Perfect. Distrude-te. Perfect. Acum minerii își continuă. Mineritul. My God. Așa. Știți, unii preferă să meargă de la minat imediat din prima zi ce iau lemn. Nu prefer așa ceva. Cred că mai bine îți faci o casă. Și apoi. A, da, am uitat de aurul ăla de acolo. De fapt, nu, n-am uitat. Ia uite și un liliac. Să stați liniștiți că liliecii nu vă fac nimic. Acum, să mă duc înapoi la goldul ăla. Ua, frate, ce e aici? Ok.
Ca să oprim apa, trebuie să mergem direct la sursă. Acolo e sursa ei de apă. Deci la sursă și dăm un bloc. Și gata. Dar mai avem și acolo încă o sursă. Wow, unde-i sursa la aia? Frate, vom avea ceva de urcat. Dar știm că scăpăm de apă. Da. Săriți. Deci ține și apăsa pe space ca să săriți și click dreapta în același timp. Aici. Nu știu unde fac. Oh, doamne. Ah! Fiu, bine că n-am murit. Cred că... da, mi se consuma puțin din viață. Doar că am căzut pe apă și apa am încet în ieșe căderea. Acum să iau acest lapisazuli. Lapisazuli puteți să luați și cu tărnacopul de piatră. Am luat deja 12. Da. Hierarhia să fie de apă. Ei, nu contează. Ups. Am pus două. Așa, v-am înălțat cu greu. Dar, nici aia nu pot să opresc. Dar, pot să fac o chestie foarte frumoasă. Și foarte inteligentă. Pentru mine. Perfect. Acum am oprit apa de aici. Și mă pot bucura de aur. Wow, așa da. Uite atât aur am găsit. Și am găsit și piatră roșie. Sau redstone. Acest este redstone. Firar! Ups, am pus lemn. Lemnul cam... Cam se arde. Riscăm. Spun să nu. Și o voi pune piatra. Să fiu mai sigur. Așa. Vine la mine. Și tu? Yeah! Și tu? Așa. Am scăpat. Perfect. Și cu aurul. Cât aur am? 16. Încă niște aur. Wow, frate. Aici am fier. Acolo am aur. Dacă o întrecă de lavă? Simplu. Wow. Mamă. Ce e aici? Lapis azulii. Dar cum ajunge la el? Simplu. Yeah! Numai ale mele. Acum voi lua înapoi piatra. Nu dau nimic. Ok. Și. Au. Așa. Perfect. Așa. Acum voi lua acest aur. Bun aur. Hei, al meu. Mersi. Și voi mai lua aurul. It's mine. Cât aur am? 24. Perfect. A fost reușită.
a fost rău și tutorialul ăsta. Am obținut aproape tot ce voiam. Mai puțin diamante. Dar nu mă dau bătut. Trebuie să găsesc neapărat diamante. Altfel mă supăr. Așa. Unde vedeți voi diamant? Diamant. Only diamonds. Oh my god. What's this? Wow. Frate, sunt în mistă cu lăvi. Ok. Pietra roșie! Ador să minez. Yes, am 30 de pietra roșie. Bine, odată când am venit de la... De la mine am luat vreo 200 cori de 64 și încă unul de 30. Oh my god. Da. Trebuie să o colim cu mare grijă. Așa. Ah, nu! Pirat! Mereul meu! Uite-ți acolo, piatră! Așa. Observați ce se formează? Apa cu lava formează piatră sau obsidian. Ah. Nu, voi merge pe aici. Ah! Știu că e lumina destulă, dar că pun toate ca pentru ghidare, ca să știu unde am fost. Oh my god. Ce porcărie. Hai să terminăm. Pa, apă. Ăla. Nu prea am șansă să-l opresc. Firar să fie. Mă enervează situația în care suntem. Mă simt destul de prost că nu am luat diamante. Doar minereu acolo. Una. Doar una. Oh my god. Așa. Păi și cum am trecut? Ah. Au, nu! Nu! Firar! Nu! Au, au, au! Așa, perfect. De fapt... Ce fraier sunt. A trebuit să merg pe aici. Așa, perfect. Deșteptul de mine, că pe aici am mai fost. Da. Oh god, și pe aici, și de aici. Ah, da, pe aici am mai fost. Așa, și uite, torța, torța. Merry Christmas, everyone. Așa. Perfect. Nu! N-am sărit pentru că... Să mai iau niște fier. Observați, mă dau la o parte ca să nu iau cubul de sub mine. Yeah, l-am luat. Da, pe aici am mai fost. Și știu ce am găsit. Adică nimic. Torța asta acolo. Da, acolo. Că mai am o torță. Așa.
N-am avut așa mult noroc la diamante astăzi. Din păcate. Dar oricum, în următoarele tutoriale, sigur o să mai mergem odată la minat. O să mai mergem de mai multe ori. Vă dați seama că asta nu va fi prima și ultima oară. Da? Atunci când ieșiți, o să aveți din mine, o să vedeți că o să aveți o senzație foarte tare. Să revedeți, de fapt, lumina soarelui. Vă încălzești sufletele. Așa. Păi, și acum mă întorc pe casă. Wow, așa aproape era de suprafață. De obicei să mai mult ca să dau de o peșteră, dar n-a fost așa departe. Și am ieșit oameni buni, zicem din nou la căsuța noastră, să fie mai mișto, voi face așa. Perfect. Și am adus bogăția acasă. Ne-am întors acasă. Oh, pardon. Ce fraier sunt. Am vrut să pun fărnișe și am pus scări. Așa. Acum voi pune astea așa și voi pune să se ardă, să mai facă lingouri. Iar noi punem bucuroși lapis lazuli, redstone, aurul încă n-o să-l pun, pentru că trebuie să ardă. Da, de fapt, o să mai fac un furnace. Și o să mai pun aurul. What? Ah, da, ce v-am spus eu? Dacă puneți torțe, îngheați, dezgheați. Da. Nu punem torțe. Observați? A spus torțe și s-a dezghețat apa. A, fir ar să fie. Îngheață la loc. Lăule. Ok. Asta lăsăm să se ardă. Iar tutorialul viitor o să vă aștept din nou aici să vedeți cum mai decorăm casa. Azi n-am avut timp, ați observat că am stat cu minatul să vă arăt cum se minează. Iar data viitoare o să le las să se fiarbă, se încingă și până data viitoare o să fie gata. Mulțumesc pentru vizionare și data viitoare vă aștept aici la tutorialele mele. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să like și subscribe. Să aveți o zi bună!